copil de 7 luni a murit din cauza rujeolei, medicii insistă, vaccinarea împotriva bolii este esențială. Tot mai mulți bugetari contestă proiectul de buget, documentul le majorează salariile cu doar 5%. Și noul premier al Poloniei, Donald Tusk, promite o încălzire a relațiilor cu Bruxelles și ajutor constant pentru Ucraina. E marți, 11 decembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Un bebeluș de 7 luni diagnosticat cu rujeola a murit în județul Brașov. Copilul ar fi luat virusul de la fratele său, nevaccinat, în vârstă de 3 ani. Epidemia de rujeola a fost declarată marțea trecută. Institutul de Sănătate Publică spune că numărul cazurilor pe care le-a înregistrat trece de 2000. Cele mai multe sunt în județele Mureș și Brașov. Un bărbat de 36 de ani este de asemenea în stare gravă la Institutul Bucureștean Matei Balș. Prima doză de vaccin ROR pentru rujeolă, oreion și rubeolă se administrează în mod normal la vârsta de 1 an. Declararea epidemiei înseamnă că imunizarea se poate face încă de la 9 luni. Rata de vaccinare e însă în scădere continuă în România de peste 10 ani. Simin Aisel Florescu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală, spunea săptămâna trecută la știrile zilei că vaccinul e foarte sigur și că părinții trebuie să înțeleagă că el le protejează copiii. Ar trebui să spunem mai des lucrurilor pe nume, și anume faptul că România este una dintre țările care s-a vaccinat antirujeolic încă din anul 1979. Și au fost loturi întregi, generații întregi vaccinate cu acest vaccin, drept care, între 85 și 90, în România nu mai există niciun caz de rujeolă. După care a intrat un vaccin mai performant și reprezintă un vaccin sigur. Ce să mai spunem mai mult de atât? Deci nu încape discuție în raportul risc-beneficiu între vaccinare și boală, faptul că vaccinul este cel mai important. Proiectul de buget pe repede înainte, guvernul vrea să-l adopte joi, aproape oriunde te întorci în aceste zile, dai de angajați ai statului care își strigă nemulțumirea. PSD și PNL au calculat că bugetarii pot primi la anul doar 5% în plus la salarii. Drept urmare, polițiști, grefieri, angajați de la casele de sănătate sau de la Agenția pentru Plăți în Agricultură ies din când în când în stradă, cer salarii și condiții de muncă mai bune. Printre cei care au protestat azi se numără chiar angajații Ministerului Culturii și ai direcțiilor județene de profil. De unde credeți că vor mai fi bani pentru majorări în acest moment? Consider că dacă am ajuns în această situație, cumva nu este vina noastră. Noi ne îndeplinim atribuțiile, sarcinile de serviciu, venim la serviciu, stăm peste program, lucrăm. Volumul este mult depășit pentru că dacă rămânem fără oameni, automat se redistribuie ceea ce făcea colegul care a plecat din această instituție și consider că sumele necesare pentru a echivala măcar o parte din ceea ce există în aparatul central nu cred că ar afecta în vreun fel bugetul României. La noi nu vorbim de majorare, la noi vorbim mai degrabă de o echivalare. Dacă pentru celelalte categorii sunt resurse financiare, ar trebui să se găsească soluții și pentru angajații din Ministerul Culturii. Noi nu vrem majorare de salariu, noi vrem o echivalare, să nu mai fim discriminați cum am fost până acum. Mai puțină agitație însă printre profesori care au pus capăt grevei generale din vară doar după ce au obținut o ordonanță în care scrie că salariile se vor majora. Cum în sistemul de educație lucrează cei mai mulți bugetari și puterea de negociere sporește. Majorările de anul viitor vor fi în cazul lor de circa 20%. De altfel, sindicatele din domeniu și guvernul lucrează chiar în aceste zile la noile grile de salarizare. Totuși, va mai dura până când se concretizează una dintre promisiunile grație cărora a încetat greva din vară, majorarea salariilor debutanților până la circa 4.600 de lei pe lună. De ce? L-am întrebat pe liderul sindicatului Alma Mater, Anton Hader. Majorările de 50% sunt echivalente cu 20% la salariile actuale.
E drept că acolo scria de la 1 ianuarie, dar tot drept este că noi ne raportăm la niște grile mult mai favorabile nouă, mult mai generoase, pe care noi le-am propus sindicatele. Ori acum, raportându-ne la grila noastră, propusă de sindicate și de Ministerul Educației, este clar că sumele sunt mai mari. Doar ca să fie foarte limpede, domnule Hader, ce spuneți dumneavoastră e că salariile se majorează pe o perioadă mai îndelungată și că la capătul carierei un profesor va fi ajuns să câștige mai mult decât ar fi câștigat dacă îi se aplica acea majorare de 50% stabilită. Exact, în exact, cu condiția ca guvernul să-și țină promisiune și să ia în seamă grila aceasta. Sumele sunt mai mari, vă repet, pentru că ne-am raportat la niște salarii care astăzi nu sunt scrise în nicio lege, ci doar niște propuneri noastre. În legea salarizării, gata. Va ajunge sau nu la 1 ianuarie anul viitor salariul unui debutant la circa 4.600 de lei? Suntem cam pe acolo, pentru că una e să te raportezi, v-am dat exemplu, la salariul la final de carieră 9.900, alta e să te raportezi la 9.200, sunt 700 de lei. Per ansamblu suntem pe aproape, farmacie n-avem cum să facem. Calcul perfect, nu, o să vedeți că vor fi oameni care vor fi unii dintre ei nemulțumiți. Nu știu ce e la preuniversitar, că eu sunt cu învățământul superior, dar și la mine am asistent universitar, care are cam același salariu. Suntem foarte aproape. Când spuneți suntem foarte aproape, eu înțeleg, nu suntem acolo. Putem să fim în anumite cazuri, dar foarte aproape. Din punctul meu de vedere, al almei mater, am conchis că este în ordine și că suntem mulțumiți. Continuă pentru a 11-a zi și protestul ziaristei Emilia Șercan. În fața parchetului general și a celui de pe lângă Curtea de Apel București, ea contestă închiderea dosarului privind încercarea de compromitere a sa. Fotografii intime ale Emiliei Șercan au apărut pe mai multe site-uri după ce ziarista a dezvăluit că doctoratul fostului premier Nicolae Ciucă e rezultatul unui plagiat. Ana Constantin a stat de vorbă cu Emilia Șercan. Vin și dacă soluția în final va fi de menținere, deci practic mi se va respinge plângerea și atunci următoarea mea posibilitate de contestare va fi la instanță. Cu toate astea, voi continua să vin aici pentru că vreau în modul acesta să înțeleagă toți oamenii care lucrează aici și toți oamenii care au fost investiți de acest stat să aibă grijă de modul în care fac dreptate cetățenilor. În plină stradă, sprijinul față de Emilia Șercan nu pare foarte susținut. După ce câțiva colegi de breaslă au vizitat-o ieri, ea s-a întâlnit azi cu Raluca Radu, directoarea Departamentului de Jurnalism de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București. Este un protest drept. Aceasta este limita care nu trebuie trecută de nimeni, viața privată. E obligatoriu toată lumea să încerce să păzească viața privată a sa și a celor din jurul său. Să spui că nu este o chestiune de interes public sau că nu este o infracțiune, invadarea vieții private, mi se pare inacceptabil. Procurorii anticorupție au ridicat mai multe documente din Ministerul de Finanțe, din biroul secretarului general adjunct. Surse judiciare spun că biroul lui Ioan Cristian Purice ar fi fost de asemenea sigilat. El a ajuns în funcție cu detașare în luna martie. În declarația de avere scrie că a cumpărat în ultimii 2 ani numai puțin de 17 terenuri. Veniturile sale din 2022 au fost de 11.000 de lei lunar. De curând, DNA a pus sub urmări penală 2 inspectori ai fiscului de la Direcția Antifraudă din București. Ei sunt bănuiți că încasau 10 de mii de euro ca să șteargă datoriile unor firme. Ministerul de Finanțe spune că așteaptă mai multe date oficiale în privința demersurilor de azi ale procurorilor și că activitatea instituției nu are de suferit. Încă un dosar de corupție și la administrația spitalelor București, percheziții au fost la Spitalele Colțea și Sfântul Luca. DNA bănuiește că mai mulți funcționari publici au comis ilegalități în cursul unei proceduri de cumpărare de servicii IT. Administrația spitalelor se află în subordinea primăriei capitalei și se ocupă de aproape 20 de instituții de tratament din capitală. Numai departe de săptămâna trecută, fostul său director, Cristian Plută, a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Ar fi încasat 20.000 de euro ca să-l numească pe administratorul spitalului Colentina, dar și 5% din valoarea mai multor contracte cu bani publici.
La fel de previzibil ca răsăritul soarelui, administrația prezidențială continuă să ascundă costul aeronavelor private cu care Klaus Iohannis călătorește în străinătate. Cotroceniul a trimis un răspuns oficial agenției de știri Newsro, în care spune că aceste informații sunt clasificate. E răspunsul standard, dar o anchetă Recorder arată că de fapt tocmai Klaus Iohannis e cel care poate să ceară legal ca prețul deplasărilor externe să fie scos de pe lista secretă. De asemenea, Recorder a estimat prețul unora dintre zborurile recente ale președintelui la sute de mii sau un milion de euro. Aproape 40 de mii de oameni i-au cerut lui Klaus Iohannis să facă publice datele exacte la adresa recorder.ro/transparență. Comandanții militari din Statele Unite și Ucraina caută o nouă strategie în războiul pornit de Rusia în februarie anul trecut. Contraofensiva lansată anul acesta nu a dat rezultatele așteptate, recunosc oficialități din cele două țări citate de cotidianul New York Times. Noul plan ar trebui să fie pus în aplicare la începutul lui 2024, în speranța că războiul din Ucraina nu se va transforma într-un așa numit conflict înghețat. În acest caz, afirmă demnitari de la Washington, Vladimir Putin ar avea un avantaj incontestabil. Președintele Zelensky se află astăzi la Casa Albă pentru discuții cu Joe Biden despre continuarea operațiunilor. Statele Unite au finanțat efortul de război al Ucrainei cu peste 100 de miliarde de dolari până acum. Opoziția republicană a blocat însă, săptămâna trecută, adoptarea unui ajutor suplimentar de aproape aceeași valoare. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm. În Polonia, premierul desemnat Donald Tusk și-a prezentat echipa cu care vrea să guverneze. După 8 ani în care la putere s-au aflat conservatorii naționaliști, o coaliție liberală foarte eterogenă preia conducerea cabinetului de la Varșovia. Membrii guvernului vor depune mâine jurământul. În poziția de ministru de externe revine Radek Sikorski, cunoscut pentru pozițiile sale foarte dure la adresa Rusiei și a lui Vladimir Putin. De altfel, Donald Tusk însuși a îndemnat la ceea ce numește o mobilizare totală a comunității internaționale în sprijinul Ucrainei. Pe de altă parte, el a condamnat xenofobia și ostilitatea față de imigranți ale precedentei administrații și s-a angajat să restabilească independența justiției. Guvernul său se mai angajează să redea libertatea editorială televiziunii publice, să anuleze o decizie din 2020 care a restrâns drastic dreptul la avort și să protejeze drepturile minorităților sexuale. Noul guvern al Poloniei își propune de asemenea să deblocheze fondurile din Planul Național de redresare, înghețate până acum de Comisia Europeană. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Sora Sorinei Docuz, o apropiată a premierului Ciolacu, a demisionat din conducerea Loteriei Române. Așa afirmă surse citate de site-ul g4media.ro. Cristina Arghir a fost numită la începutul anului trecut. Ea încasează 10.000 de lei de la companii de stat sau ale primăriei sectorului 3, conduse de Robert Negoiță. Loteria Română se află în subordinea Ministerului Economiei. G4 Media a publicat o anchetă care arată numeroase legături de afaceri între primarul Negoiță, premierul Ciolacu și antreprenoarea Sorina Stan Docuz. Aceasta e, de altfel, fosta soție a lui Negoiță. Între altele, primăria sectorului 3 e pe cale să aloce un contract de 27 de milioane de euro unei firme minuscule din Buzău, în spatele căreia s-ar afla familiile Docuz și Arghir. 1 milion de euro din fonduri publice a ajuns în ultimul an calendaristic de la PNL la site-ul digi24.ro, așa scrie cotidianul Libertatea, potrivit căruia acest subterfugiu ar asigura de fapt protecția în programele TV. Prin intermediul unei agenții de publicitate, site-ul digi24 ar fi încasat peste 75.000 de euro în fiecare lună. Surse citate de Libertatea spun că partidul a încheiat contracte și cu site-urile altor televiziuni, Antena 3 și România TV, dar și cu DC News, Evenimentul Zilei sau Știri pe Surse. Din ianuarie până în octombrie, PNL a cheltuit din subvenția primită ca partid parlamentar 7 milioane și jumătate de euro pentru presă și propagandă.
Tribunalul de arbitraj sportiv din Lozano va audia în februarie pe Simona Halep. Jucătoarea română de tenis a contestat suspendarea sa timp de 4 ani pentru dopaj. TAS a făcut publică lista cazurilor pe care le are pe agenda în perioada următoare, iar dosarul Simonei e programat între 7 și 9 februarie. Ea a fost suspendată încă din octombrie anul trecut, după US Open. Ulterior, un tribunal independent din Londra a sancționat-o pentru 4 ani din 2 cauze. În organism i s-a descoperit o substanță interzisă, roxadustat, iar în pașaportul său biologic au fost identificate mai multe nereguli. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!